Mergem mai departe de la promisiuni la fapte, prieteni. Primăria municipiului Chișinău în frunte cu primarul Ion Șeba. <laughs> S-a laudat la început, la sfârșit din săptămâna trecută, da? Pe uh, la sfârșit, pe vineri undeva, pe 10 noiembrie, că încă o subterană a fost finalizată. O altă subterană finalizată apare un asemenea anunț pe pagina lui Ion Ceban. Este vorba despre trecerea subterană din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu Ciuflea. Dacă știți pe unde e, uh, Centrul Expozițional Brâncuș, Academia de Știință, intersecția mare, mare, frumoasă, Ștefan cel Mare cu Ciuflea. Deci asta era practic una dintre primele declarații ale lui Ceban imediat după alegeri. Da, era la două zile după ce au fost oficial confirmate rezultatele. Da, oficial s-a validat? Mai pare că nu, nu trebuie, nu, trebuie să, să aibă loc turul 2, dar în orice caz s-au numărat toate voturile, legate ceva în, rămâne în primărie și iată omul se grăbește deodată să arate că primăria nu se hodinește, nu pierde timpul, sunt da, rezultate. Da, dar eu sunt parcă așa un aer de cinism din partea ta așa, îndoială. Nata, no, da. ia stai, de să lăudăm. Hai, o trecere hai, hai să subterană, finalizată, hai să lăudăm. Au, tu mă ui, nici cum arată asta, parcă se crie. Păi, Mai isc, nu, e cu drona, e frumos. Majoritatea lor trăiesc pe dronă și de asta e frumos să la Chișinău așa. Ne uităm mai departe, uitați-vă, plitcă sus, plitcă jos, e frumos, lăudăm, nicio îndoială. A, uitați-vă, camere de secură. a, uitați-vă, numa, uitați-vă, uitați scări, uitați-vă cum așa, întortocheat, ca și viața, când în dreapta, când în stânga. A uitat să vă strălucește frumos ce tot orașul. A uitat să camere ca să nu. Și aici oamenii, bravo și camere pentru amendă. Nu pentru oameni, pentru amendă. Foarte bine, zice Ludmila Damașcan. Să educăm tineretul, dar pe trănetul nu trebuie educat, numai tineretul. Mulțumim, Ludmila Damașcan. Uh, stai că asta deja e altă postare, am sărit prea departe. Mai în scurt, o subterană renovată, spune Ion Ceban. Și eu cred că aici că trebuie să terminăm subiectul ăsta, dar ce ați spus? să nu-l ascultăm doar pe Ion ceva, Mai sunt chișnăuieni care trec prin subterană, activistul, caricaturistul, artistul Alex Bureț a trecut prin subterană la distanță de câteva zile și a publicat alte imagini de acolo. Dar poate el, huligan, ceva schimbat. Ia să întrebăm cine că nu o cunoaște pe Alex Bureț, vă recomand să-i dați un follow sau pe Art by Alex Bureț, acolo unde el își postează creațiile, caricaturile. Alex Bureț a fost pe 12 noiembrie, deci la două zile. Cine casca? Cine a cascat aici? Bine că n-ați văzut. Foarte bine că n-ați văzut. Stai să mă întorc așa, să vadă lumea data viitoare când... <laughs> Da, e de înțeles. E, e grele vineri să ținem energie. Acum două zile, scrie Alex, în urmă, primarul anunța cu mare fast finalizarea reparației în subterana Ștefan cel Mare și Ciuflea, da? Și Alex zice starea lucrurilor reală o puteți vedea în fotografiile de mai jos. Dar ce, e la Ion Ceban? Nu e nu reală. Ia de deschidem o cursă apă, nu Alex, apa, H2O, curge apa, apa izvorul vieții, ce vrei. Mai de... Nu no, am înțeles, plitca scoase, De da, ce s-a întâmplat? Dar poate știi uneori, nata, Na, da. da, eu mă uit la Știi, iată, rezultate când, când îmi braci halatul din baie Și nu te capi și buhnește Când muști. Mușchiul... Nu știu, mie mi de unde ai văzut așa ceva? Mie mi se întâmplă când sunt în jos și ah, mușchi gros Și când buhnește, așa Poate așa s-a întâmplat Opa, da, poate asta instalație artistică Se cheamă plitcă peste grafite mm. mm? vreun festival urban De artă modernă o, Apă! Apă, Apă în subterana proaspăt Asta. Păi atunci este explicabil de ce cade... E păi planificat. Uitați-vă, drumul vieții pe aici în curge. Cade teracota de pe pereți din cauza că pătrunde umezeala. N-am înțeles. O trubă s-a desprins? Alex Bureț și asta motiv de critică s-a desprins o trubă? Câte trube ale vieții se desprind din calea tinereții? E normal, Alex. E normal. Mai departe. Apă iarăși, mai departe. <laughs> nu am înțeles. i am instalat un lightbox box de asta peste loc unde nu-i plitcă. Ce s-a întâmplat? Mai departe, iarăși nu-i plitcă. Opa, camera. Dar ce e? Ce, ceva o ars deja. Huliganii, cred că tineretul, da? Acesta mm -hmm. care, pentru care amenzi a fost. Dar uite ce bine și calitativ au fost prinse camerele, vezi? În aer. Mm. Frumos așa, fără gravitație. Picături de apă pe plitcă exterior. Aici, aici deja ceva s-a scurs. Simți, nu? Aici n-ai cum să spui că Alex a greșit. Mai departe s-a adunat și Alex arată cum postările au fost uh, lăudate de mulți în comentarii. Crutea, crasata, wow, super. Și Alex mai arată cum au fost și știri despre asta, am înțeles. Și Alex mai arată cum, e că au fost o postare sau știri din 2023 despre asta, folosându-se o poză. Stai, ulea, că eu l-am eu... menționat asta în comentarii, cer scuză. As mă duc așa. O să mult, dar investigația asta merită un rezultat. Da unde a postat o Alex? Ia că folosindu-se -o, o poză din 2022, pe care ce bani de am folosit-o la altă postare păi, pentru stai, dar poza asta a fost luată de point, nu a fost postată de ceva. Sau de ce... A, da, ba da, de ce bani a lui, uite -o. A, ah, deci omul care face comunicarea pentru ce bani O zis că des ne lăudăm, dar poate nu Mânat de, fiind de cele mai bune intenții, Andrei, da. pentru că vrei ca prima poză să fie catchy. Știi ce înseamnă? O poză, catchy Catchy, Știi, eu îmi pun catchy, Așa, și, și deci iese alegi, cauți repede o poză catchy Ca să atragă atenția și să dea bine Că e prima poză din Instagram, știi, din copertă Și deci, omul respectiv, căutând printre pozele de la subterană Și-a dat seama că nu are nicio poză catchy Și a fost nevoită să se ducă doamna Xar Unde să se ducă? În da. Google Search și să-ți să, să arăți ceva cu străluși. Și să arăți ceva din alt an. E prea uscat. Da. Uh, <coughs> e grav oarec ce bani folosește într-o postare despre o subterană renovată recent, o poză din 2022? Cred că e grav. Eu cred că e grav. Nu. Mai ales că din actualele poze nu corespund cu realitatea, pentru că realitatea... În realitate, ca de de pe pereți, curge apă atunci când plouă și se desprind țevile și se pârlite camerele video și tot așa. Așa, Asta și... dacă e să-l credem pe activistul Alex Bureț, uh -huh. dar la distanță de o zi ies domnul prietor Vlad Hâncu, pe care l-am descoperit pe canalul partidului MAN pe YouTube, că o zis că îl cheamă Vadim, de fapt, dar prietenii îi spun Vlad. <laughs> My name is Matthew, but friends called me Nathan. nu, chiar, putem să ne agățăm și aici, ca de plit, ca, 2022, 2023, care diferență. Vlad, Vadim, ia că există acest prietor a sectorului centru. Vlad Hâncu, băiat tânăr, fiul doamnei Aurelia Hâncu. Da, noi astăzi când ascultam acest dulce, aceste dulci confesiuni ale membrului Man Vlad Hâncu, ascultam, hai să vedem cine este omul ăsta și hop, mama mea este Aurelia Hâncu. Eu am pornit video special cu sunet, ca să vedeți că nu numai <laughs> relatarea, dar și sunetul e calitatea. Era... Mai scurt, e greu de înțeles acest white noise. Uh, Andrei, Adornă eu tocmai pornisem să explic cine e mama când tu ai dat acest video. A, Aurelia da. Hâncu. Mult de nu vă răsună nimic în memorie. Doamna da. Aurelia Hâncu de Mulți. la centru Artico. Doamna care nu se lăsa nici de cum concediată. -ți Mulți minte. spectatori de-a noștri s-au născut după 2012. Mm. <laughs> Și ce? Și nu-ți minte știrea asta. <laughs> nu, e adevărat. Mulți spectatori de-a noștri s-au născut după 2012. Mai spun o dată. Nu înțeleg care gluma aici. Și nu a prins știrea cu Aurelia Hâncu, poate. Dar nata. noi am dat știrea asta prin 2018 sau 2019. Nu, no, noi eram la jurnal când vorbeam de no, Aurelia Nu, no, noi despre Aurelia Hâncu la internetul grăiește am vorbit, Andrei. Ce făceam noi la jurnal? Noi lucram la jurnal TV <sus> când am vorbit. Și voi ați fost și ați dat cărlanul de aur. Da, nata. Da, măi, corect. Scuzați. Obscur, obscură memoria asta. Mai scurt. Iaca, și Vlad Hâncu ne explică că teracota nu a căzut la prima ploaie. Acolo intenționat a fost demontată teracota pentru instalarea 22 de la... Dar nu că așa, dar intenționat. Vă țineți minte cât de intenționat. Da? Că Alex Burescu a arătat câteva poze cât de intenționat a fost scoasă teracota. Și să vedea cum e Practic, e intenționat în spatele la Lightbox. Bine, ori. în spatele la Lightbox admitem, dar restul pozele unde că e căzut teracota. Dar da, când e scoasă? E pusă sau e scoasă dus în alt loc sau cum? Și e scoasă în mod câteva normal, în, înainte? Sau? În, în mod normal, dacă lucrările sunt corect planificate, de dat dați voi, vă rog frumos, să fac acum pe deșteaptă, Hai. că eu am văzut și din astea și din astea, când lucrările sunt bine planificate, întâi, întâi, întâi se face un lucru, după care se face al doilea lucru. Logic, da? Ca și adică... în viață. <laughs> Am spus ceva extraordinar de inovativ acum. Deci, Cel mai ginit în înșepi de la început. Vezi că lucre, de idee. Deci, în mod normal, tu instalezi întâi lightbox-urile, corect? Și pe urmă pui teracota. Nu, pe urmă scoți teracota din spate de la lightbox. Nu, tu instalezi întâi lightbox-urile, le scoți și după aia pui terracota. Dar Cas, aici iese... Casa asta, când s-a construit, s-a construit casa sau am pus mai întâi uh, tapetele? Tapetele, spun, pentru că tu vrei în baza tapetelor să înțelegi cum arată casa. Noi nu avem tapete aici. Aici nu, dar în casă. Mai jos. Păi e rulou cu tapet uh -huh. să pune el și în jurul lui se construiește casa. <laughs> nu? Păi așa iese, că de și fapt... Și a fost prima? Ia că de exemplu, ou sau găină? Uh -huh. Ou. Pentru că în jurul oului... <laughs> apare. Da, ou de unde a venit? În jurul oului apare găina, găina are un ou, cucoșul face are... Așa ca un pe-inginiș, în da. jurul Continuăm. Ca, ca, să, ca să urmărim explicațiile domnului prietor de, de centru, eu special vă servesc la urmă explicația cea mai prețioasă, care nu îmi pare, cea mai prețioasă, e ca asta. Deci, noi avem postarea Luceban. Pe 10 noiembrie s-a reabilitat o subterană. Ok, mulțumim, domn primar, vă faceți treaba, big like, vă votăm și la patrulea mandat. Domnul Prietor de Centru ne spune, lucrările de reabilitare subterane au startat în iulie 2022, cu termenul de execuție a lucrărilor 24 de luni. Primăria, autoritatea publică i-au dat agentului economic 2 ani. Ok, până în 2024 trebuie să termine lucrările. Agentul economic a finisat lucrările înainte de termen. Big like. Însă actele de recepție finală încă nu sunt semnate. Adică lucrarea nu a fost încă primită, recepționată, corect fiind spus, nu s-au semnat actele și domnul primarul este că a sărit cu sapa la avioane înainte de termen. Adică e un ce ban să laudă cu lucrări încă nefinalizate, așa e de mare pofta de like-uri și atenții, 4.000 de like-uri, bravo, succes în continuare, și nici din oamenii ăștia, dacă ei există, a sunt și a se și nici agentul economic, care e termenul de execuția a lucrărilor, îi date în exploatare sau nu, pentru și dacă sunt like-uri și poză cu drona, curg ei, curg pagina lui, ce bani de Facebook. Tu înțelegi? E ca asta poate fi considerată manipulare sau exemplu de comunicare publică a unui funcționar, a primarului municipiului Chișinău? Cum asta se cheamă? Măi, eu... Tu faci nu din banii tăi, nu din banii lui Eugenia ce El face din bani publici și foarte des din împrumuturi de sute de milioane de euro eu chiar aș vrea să intre pe oamenii care ne urmăresc, ca să nu iasă că noi suntem tendențioși și nu ne place Ceban și orice ar face nu ne place. Nu, tu pune poza înapoi, că despre poza era vorba. Dar să arăteam Spuneți asta. voi, că noi deja l am rugat pe colegul nostru, Slava Radulov, să întrebe de Chișinăuieni dacă le plac aceste invenții ale lui Ceban și majoritatea au zis că foarte tare le plac. Andrei, arată-te rog poza, poza, despre ea e vorba. Cu... Vă vi se pare ok ca într-un oraș? Iată, concret luăm peisajul ăsta hmm. de deasupra. Nu, Andrei, okay, drona, okay. te rog. Ha. Dar nimeni nu trăiește nu, pe drona. Nu. nu contează. Uite, uite un piculeț la acest design urban. În jur noi avem blocuri sovietice într-o culoare. Da? Da, da. Noi avem acolo galeria Brâncuș în partea stângă, în stânga, Andrei, da, uite, da, da, da. care iarăși, piatră, albă, orașul Chișinău în general este dominat de acest tip de material și de această cromatică. Tu vrei să adresezi o întrebare Eu vreau de să designer, între... ca cova huia culoarea asta, da? Eu vreau să întreb, da, exact, de ce să mergi pe oranj într-o intersecție din centrul vechi al orașului? Asta tot și centrul orașului. Nu respecti un soi de cromatică, aceleași da, da. materiale. Nu ții cont de arhitectură. Eu înțeleg că noi vrem să fugim, poate, de arhitectura sovietică, dar nu poți să fugi așa de tare de arhitectura asta sovietică încât să începi să trântești oranjuri, uite, așa, în intersecție. Tu nu ești atentă la și spune prietorul domnul Hâncu. Da, ce spune? lucrările au startat în 2022, termenul de execuție 24 de luni. A, el încă se va schimba până atunci? Așa fac făcut designul special, am vorbit cu agentul economic, ca oranjul ăsta că se transformă în persicariu, pe urmă în culoarea somon, pe urmă în culoarea sovietic. Mm -hmm. El are așa un fel de schimb de perisfie ceva de... Un camelion. Da, o camelion ceva. Frumos, mm -hmm. da, frumos, după exemplu. Mai pe scurt, e curios cum l-a dat de gol prietorul Vlad Hâncu, Onge Vadim, mm -hmm. L-a dat de gol pe Ion Ceban, deci nu-s gata lucrările, dar Ion ban, ne anunță, băi, e finalizată, oamenii să sunt în siguranță, plouați de apă și așa mai departe. Cea mai bună interpretare după noi a dat-o specialistul în comunicare Ion Grosu, care a venit cu o variantă de care noi chiar ne ținem, subsemnăm la această variantă, ne pare reală și e o leacă, ne și pe noi să ne luăm cuvintele înapoi, să nu mai criticăm așa tare autoritatea publică locală din municipiul Chișinău. Hai să-l pe În Are o, 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 ipoteză validă apropo de teracota din această subterană. Teracota nu a căzut. Teracota, ea special a fost așa jos și diagonală și patru aici, bucăți, două aici, pentru că acolo o să fie light boxuri. Și noi e, suntem proști și nu știm tehnologia cum se instalează corect light Dar primăria are două echipe specializate. Este o echipă care scoate teracota cu 3 săptămâni înainte, sau 4 săptămâni, mai bine 5 săptămâni, înainte ca să fie instalat lightbox. -ul. Pentru că nu poți vii lightbox-ul, scoți teracota, teracota, și deodată să-l pui. Deci este echipă, e vine și scoate teracota. Și este altă echipă, e vine cu lightbox-ul. Și este alta, treia echipă deja care vine cu șurubelnița. Respectiv, echipa asta, din păcate, care scos teracote, ea e făcută din cei mai buni oameni, cei mai harnici oameni. Ei scoat foarte bine terracote. În toate pasajele, deja terracota pentru viitoarele lightbox-uri, aproape toată terracota e aproape scoasă să fie numai lightbox-uri. Dar echipa asta cu lightbox-urile, din păcate, ea foarte greu lucrează. Ei mai greu lucrează. Și încă nu au pus niciun lightbox de asta, asta e, problema, de fapt, că echipa care scoate teracota, ea, conform tehnologiei europene, împreună cu echipa care pune penoplastul în subterani ca să izoleze termic pământul de aer, ei lucrează foarte bine. Dar iată echipa cu light boxurile, ei lucrează mai rău. Vot. Nu mai criticăm primarul Ion <laughs> Ceban. Nu criticăm pe Vadim, Onge, Vlad, încă. Iată, cineva aici ne întreabă în comentarii ce înseamnă un lightbox. Un lightbox înseamnă aceste cutii iluminate pe interior care de obicei au în ele reclame, ce vedeți voi pe Nu, îndată asta e poză cu Chișinăul nostru frumos. Da. De obicei, când mergeți pe străzi și vedeți așa niște uh, cutii iluminate, niște boxe iluminate în care vedeți reclame, da, ele se numesc, numesc lightbox-uri. Iată și aici, de exemplu, avem în subteran aceste lightbox-uri, doar că ele reprezintă frumusețea orașului imaginar Chișinău. Eu îmi dau seama că el și prin acest punct l-a dat de gol ce bani. <laughs> Faptul că a fost instalat o teracotă. ca după asta e să scoasă pentru niște lightbox-uri, tot demonstrează un planning... De mantuială. Noi am venit cu o scrisoare, am parvenit cu o scrisoare, cu adâncă considerațiune către autorii dicționarului explicativ român și am primit o aprobare. Vrem să, fim, să înțelegem dacă și voi sunteți de acord sau nu. Am venit cu o sugestie pentru autorii dicționarului să introducă cuvântul mantuială, cu M-A-N mare și uh, atunci expresia de mantuială ar căpăta o, o nouă conotație, un nou sens, ar însemna ceva grăbit, de prost gust, repede fotografiat și postat de Ion Ceban ca să adune like-uri, că ea ca că ea ca s-o dată în exploatare ceva și peste trei zile prietora zic că încă nu-i finalizat. Tu vrei să spui că acest cuvânt îl poate folosi doar Ion Ceban? Nu, nu, te-ți vorbitorii de limba română, dar noi așteptăm încă uh, ștampila, uh, Claus Johannes, uh -huh. o, o udă acum, a fi fie umedă și urmează să avem acest cuvânt în dicționarul explicativ al limbii românii de mantuială, o expresie pe care propun să o folosim de azi încolo, când a să observăm asemenea lucrări, pentru care nu e nevoie de, de, lacrimi, pur și simplu, știi, și nervi și părsuri, dar e nevoie de explicare de la prietor, de explicații de la prietor. Băi, fantastic, frumos. nu criticăm, nu criticăm pe ceva, nu criticăm pe domnul Vlad Vadim Dar tu Cuncă. apucă Andrei, și fă singur și apoi ai să vezi. Nada. știi? E ușor de criticat. Acolo, de la tine de la călduț. Numele meu în mijlociu, de fapt, și este Lightbox. Andrei Lightbox Bolocan. Pe păi da, că e lumină. Exact. Nu, Lightbox, că eu făceam box dar în categoria light. <coughs> <coughs> Scuzați. Foarte interesant, Andrei! Gata, da. am Unde... reușit să tragem, cum s-ar spune, prima săptămână de. Spide mandat? Mandat. De, mandat. Man, mandat. Băi, dar te-a mandat. Man, și man, a trecut cam cu mantuială, dar poate va fi și o lecție pentru primarul Ion Ceban să nu mai sară așa deodată, să aștepte măcar lucrările să fie încheiate, să se asigure că în săptămâna în care el postează nu cade vreo ploaie, ca să mai cadă vreo teracotă. Și poate nu o să aibă lumea ce să-i reproșeze. Și încet, încet se va repara reputația de mantuială.